Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la probabil cel mai important meci pentru România din ultimii 15 ani, și anume meciul de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din Rusia, un meci împotriva cehilor care au o echipă foarte bună, însă noi avem o armă secretă. Paul Margea, considerat în momentul de față probabil unul dintre cei mai buni jucători din lume, atacantul de la Bayern München, care în ultimii 3 ani a avut o creștere absolut uluitoare și care de unul singur aproape ne-a scos dintr-o grupă foarte grea cu Belgia și Italia. Îl vedem aici pe Paul Margea, care preferă să spune Magea, fără R, având de mic o problemă de vorbire și nu putând pronunța litera R. Ei bine, toate speranțele românilor sunt în acest Margea. Să vedem dacă astăzi, împotriva Cehiei, va reuși să demonstreze încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume. Hai să vedem, meciul începe și prin Tilly pasă de către Sân Mărtean. Avem nevoie de un moment, avem nevoie de ceva prin care să destabilizăm apărarea cehilor, pentru că ei până acum se apără foarte bine. Da, ai dreptate, Radu. România nu poate sparge apărarea, poate acum prin Margea. Margea, Margea încă o dată la marginea carierului. Trece, Margea, 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 gol! Incredibil, absolut incredibil! România deschide scorul! Superstarul român are o execuție de senzație și în acest moment România este mai departe la Cupa Mondială! Ce lovitură, ce trecere a avut Paul Margea! Nu degeaba Bayern München a plătit celor de la Arsenal 130 de milioane de euro pentru acest jucător! Execuție fantastică, ceh! Deși era visul său înainte de retragere să mai prindă încă un mondial, Paul Margea pare să-i spulbere această fantezie. 1-0 România. Paul Margea a făcut 22 de milioane de oameni fericiți în acest moment. Meciul se încheie 1-0 pentru România și suntem, doamnelor și domnilor, calificați pentru Cupa Mondială care va avea loc în Rusia. Toată lumea este nerăbdătoare să vadă ce performanțe va reuși Paul Margea și trupa lui acolo. Și fiți atenți, băieți, era seara după meci, câștigase România, eram și eu fericit, eram cu o fată în vestiar. Ea era aproape dezbrăcată și ce să-i zic și eu să o impresionez, știi? Îi zic că știi când m-am dus la cameră și am făcut sărutul ăla pentru tine a fost. Băi, Margea, să nu zici că te-a crezut. M-a crezut, mă, deci nu mi-a venit să cred. M-a crezut, aici, Robin, mersi. Da, mă, și m-a crezut. Ne apropiam acolo noi unul de altul. Când vine tata Puiu în vestiar. Cine e tata Puiu? E antrenorul nostru. Și vine tata Puiu în vestiar. Zice, dacă vrei să faci de-astea, ieși afară, nu faci aici. Și știi ce i-am zis? I-am zis, dacă tu vrei să mai rămâi antrenor, ieși tu dracu afară. Și ce a făcut? Logic a ieșit. Ce crede că se pune cu mine? A ieșit din vestiarul ăla, fugea de mânca pământul. Haide, domnul Margea, că diseară avem semifinale în Champions League. Ce faci? Gata, domnul Guardiola, nu vă speriați. Sunt în formă. Doar că aveți un portar bun. Tot ce pot spune. Ia uitați-l. Aproape. Bravo, Burki. Hai că data viitoare o iei. O să fii următorul Neuer. Haide, Burki! Ce faci, mă, Burki, mă? Chiar nu le ai cu poarta? Lasă-l în pace, domnul Margea. Că încearcă și el să apere. Hai, bună preluare. Hai, din prima acum, nu mai prelua. Ce, suntem aici, Liga Amatorilor? Din prima. A fost bine, domnul Guardiola, v-a plăcut asta? Acceptabil, hai, din prima iar. Și dacă nu vreau să preiau din prima, ce faceți? Mă dați afară? Nu mai joc finala de seară? E semifinală, Margea. Semifinală, finală, pentru mine e același meci, domnul Guardiola, oricum câștig. Ți-aș sugera, Margea, să fii mai temperat. E un sfat pe care l-am dat multor jucători și puțin l-a urmat. Stați calm, domnul Guardiola. Cu talentul meu, nu trebuie să fii temperat. Țineți minte, băieți, am o singură regulă. O fi meciul ăsta mare, dar toate pasele să vină la mine și rezolv eu meciul, da?
În spatele tău, Lam, dacă poți. Întoarce în spate, Lam, la Benati, așa. Liber, aici, Lam, da aici. Lasă-o mie. Lasă-mă. Fă-mi spațiu în dreapta. Fă-mi spațiu că... Ah! Fă-mi spațiu, Müller, ce dracu nu înțelegi? Fă-mi spațiu în dreapta. Uneori zic că sunt un gojoare proști echipa asta. Lasă, du-te în spate, Diego Costa. Urcă! Müller! De ce ai cerut pas în zona aia, Müller? Scuză-mă, frate. Și fii atent, Alaba, eram pe stânga, Müller era în dreapta, stătea degeaba, știi? Și îi zic, du-te, frate, urcă în dreapta, fă în spațiu măcar dacă stai degeaba. Și el se duce în strânge unghiul jos. Cum dracu să trec de piche când el îți strânge unghiul? Am văzut faza aia marge, dar n-ai avut ce să faci. Păi nu, chiar așa e, adică... Iată-l și pe Jego ăsta cu mașina lui. Cred că m-a recunoscut, fii atent. Ți-am zis că șapca asta nu mă deghizează deloc, știi? E 3 ore când mă recunosc cineva. Uite aici, vezi? Cred că ar trebui să-mi pun ceva machiaj, ceva. Hai mă, odată, cât stă la asta? În fine, după cum ziceam, Alaba. Îi zic lui Müller, așa, ai văzut. Ne certăm puțin. La vestiar îmi spune că nu i-am dat pasă la ultima fază acolo. Că nu i-am dat pasa bună. Când eu îi dau fix pe picior și el ratează. Păi cum, dracu, vrei să... Iau mai încet, te rog, margea. Hai mă, dă-i dracu, măi, crezi că stau la roșu cu ăștia? Nu, da, să nu pățești ceva. Nu, lasă-mă, că eu știu să merg. Iată și pe ăsta cu motocicleta. Haide, prietene, urcă-te. Crezi că-mi pasă mie de mașina asta? Am bani să o cumpăr pe maică-ta și cu tot cu casa ei. Ei mai încet, margea, nu? De ce ești așa supărat? Nu sunt supărat, dar 0-0 cu Barcelona putea face mai bine, știi? În fine, zici să te las la bloc, da? Nu mergi tu în cluburi, e seara, am terminat meciul, hai undeva să ne distrăm. Nu, că mâine e antrenament dimineața. Ah, nu, că nu mă duc mâine de dimineață, nu cred că am chef să mă duc. Dacă vrea Guardiola să mă dea afară de la echipă, dacă dă cel mai bun jucător de afară de la echipă, atunci să mă dea. Hai că te las aici, bine. Eu mă duc să mă distrez, dacă e ceva îmi dai un mesaj ceva, da? Bine. Bună, frumos-o. Ți-ar plăcea să petreci o noapte cu între cei mai celebri jucători? Haide, domnul Margea. Trebuie să alergi mai mult, pentru că ai întârziat deja 3 ore. Trebuie să recuperezi. Nu-i nimic, domnul Guardiola. Mă revanșez peste 2 săptămâni cu Barcelona la retur. O să vedeți dumneavoastră. Ar face bine să fie așa, Margea. Pentru că nu-mi place direcția pe care o ia cariera ta. Ok, toată lumea, apreciez petrecerea, a fost o petrecere chiar foarte frumoasă, însă trebuie să plec. Mulțumesc, Maria, că m-a invitat, m-am distrat foarte mult, însă astăzi e vremea să plec, sunt deja mort de beat și mâine iarăși am antrenament. O seară bună, fetele, vorbim. Hei, Margea, da, ești sigur că poți conduce în halul acesta? Am dat 3 goluri cu Barcelona când n-am dormit toată ziua. Chiar crezi că nu pot merge 2 străzi cu mașina? Reveniți-vă, oameni buni! Eu sunt motherfucking Margea! La marginea unui oraș, uitat de lume, un om bătrân trăia singur. E bine, nu chiar singur. Era el și căruciorul său cu rotile în care stătea. Și acest om, în singurătatea lui, uitase de tot. Faptul că a trăit acolo
aproape toată viața, era cunoscut de asemenea și de trei tâlhari, care erau aproape de casa sa. Unul dintre ei era însăși Cone, unul dintre cei mai mari tâlhari care i-a cunoscut toată pământul. Și astfel noaptea, cei trei tâlhari au spart în casa bătrânului. Bătrânul, paralizat de frică, a încercat să fugă, dar nu a reușit. A încercat să-și apere banii, dar nu a reușit. A încercat să-și apere televizorul, dar nu a reușit. Tâlharii i-au luat tot. Și nu numai asta. Bătrânul îi vede pe tâlhari, de-abia îi vede, cu lacrimi în ochi, cum se duc spre un teanc de ziare. Nu putea, i-a lăsat să ia banii, i-a lăsat să ia televizorul, i-a lăsat să ia tot, dar nu putea să-i lasă să ia ziarele. Așa că, cu toată puterea pe care o avea, s-a ridicat de pe scaun și a încercat să-i oprească. Cel mai bătrân dintre tâlhari, Conem, l-a oprit repede cu un cuțit în apropierea inimii. Astfel, bătrânul nostru singuratic mai putea spune decât câteva cuvinte. I-a implorat, le-a spus tâlharilor că poate să ia ce vrea, poate să ia și casa, dar să nu ia acele ziare. Văzându-i, nu știu, dârjenia, cei trei tâlhari au plecat cu banii și cu tot altceva. Bătrânul, sângerând, avea două variante. Se putea îndrepta spre ziare sau se putea îndrepta spre telefonul să sună pe salvare. Târându-se cu ultimele puteri, ajunse în dreptul ziarelor. Cu lacrimi în ochi, le citi pentru ultima dată.